Polițiștii secției 4 le ordina au fost sesizați despre faptul că o femeie din comuna repede a fost amenințată cu acte de violență. Primele verificări efectuate au relevat că pe fondul consumului de alcool, soțul femeii a distrus geamul ușii de acces în locuință și și-a amenințat atât soția cât și fica. Pentru protejarea victimelor, polițiștii au emis pe numele bărbatului ordin de protecție provizoriu. De asemenea, a fost întocmit dosar penal și se continuă cercetările sub aspectul cometerii infracțiunilor de distrugere și amenințare.